Hei, bună, eu sunt Claudiu și astăzi vom face un vlog pe nume sau ceva gen cum am ajuns eu YouTuber. Dar nu înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru suma strânsă de 100 de like-uri la piesa Fata Visurilor. Știu că am strâns mai multe doze acum vreo 2 zile am strâns această sumă, dar am uitat să menționez în celălalt clip și mi-am spus că dacă tot fac acum acest clip, să nu uit să vă mulțumesc pentru seama de like-uri, după cum puteți vedea aici. Nu știu dacă se vede, am văzut. Cei care nu știți despre ce este vorba, vă voi lăsa un link de la această piesă în descriere. Și vreau să le mai mulțumesc celor care mi-au dat comentarii la videoclipul de ce piesele mele nu au filmat. Vreau să-i mulțumesc lui Andreea Deniza, mi-a lăsat un comentariu care m-a emoționat foarte tare, și lui Elena Dobrea, ceva gen, și celorlalți. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase pe care mi le-ați lăsat și să nu mai lungim vorba, să trecem la clip. A început așa, eram într-o seară, prin 2018, cam așa sau 17, mai țin minte, și mă uitam pe YouTube, eram fan foarte mare YouTuberului Alex Iulia. Majoritatea dintre voi îl cunoașteți și cum mă tot uitam la vlogurile lui, mi-a venit așa în minte și mie să încerc și eu să fac ceva. Am mai contactat două persoane pentru că eram foarte rușinos, nu prea vă dați seama. Și bineînțeles că cele două persoane nu au fost de acord, pentru că le ziceau că nu o să le iese, că nu au rușine, că sutura asta nu o să facă mare ceva pe YouTube și m-au refuzat. Și am zis că încerc eu singur, vreau să le arăt că pot. Și am zis să încerc. Primul meu vlog a fost provocări nebune. Puteți să-l vedeți și pe acela, dacă ăsta, o să vă lăs și acolo un link în descriere dacă e ceva. Și da, să nu uit, dacă vreți să mai fac provocări nebune, puteți să îmi lăsați un comentariu cu o provocare sau dacă nu, ce vreți voi să apară pe acest canal de YouTube. Vom face orice. Și așa am început eu să fac YouTube prin acest om care m-a inspirat și am încercat și am văzut că chiar sunt apreciat de lume. În 2 zile, dacă mai țin bine minte, am făcut 50 și ceva de abonați și am văzut că merge și pot mai mult. Într-un timp, cam vreo 4 luni sau 5, nu mai țin minte, mi-am pierdut contul de YouTube și n-am mai postat nimic. Și apoi iar mi-am regăsit contul de YouTube, am postat iară și dintr-un timp, nu că nu l-am pierdut, n-am mai postat pentru că nu prea mai aveam timp. Și când am venit, în forță cu o piesă care se numea Fata Visurilor, care pot să spui că e cea mai de blană de pe, să-i spun așa, de pe contul meu de YouTube. Și am zis că voi continua și cu muzica și cu vlogurile pentru că văd că vă place. Și de ce să nu le fac pe amândouă? Am vrut să mă răzgândesc să le mai fac, dar m-am gândit că trebuie să vă mulțumesc pentru comentariile care mi le dați sau să mi le dați. Sau voi face provocări pentru că cu asta am început, cu asta am crescut eu canalul de YouTube, cu provocări și cu
chestii. Și cam asta am făcut eu de am ajuns YouTuber. Sau cam așa a fost de am ajuns YouTuber. Să mă scuzați pentru greșelile gramaticale, deoarece am emoții, încă mai am, nu mi-au trecut. Și cam asta a fost cu acest vlog. Vreau să vă anunț că noua piesă va apărea pe 24, acum luni, va apărea. Eu încă mai lucrez la ea, înregistrez încă, dar vă asigur că o să fie blană și piesa asta. Și cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Sau dacă vreți să mă și distribuiți, să vadă și prietenii voștri. Cu voi a fost Claudiu și noi ne vom vedea data viitoare.